Primarii de sectoare din capitală nu au mai ținut cont de culoarea politică și au cerut la unison bani mai mulți de la buget. Suntem cu bugetul în regim de avarie și este situația tuturor sectoarelor. Noi tragem un semnal de alarmă, iar dacă situația va continua încă o lună sau două, gândiți-vă că se acumulează datorii foarte, foarte mari. Pentru că toți primarii suntem în această situație, n-am făcut decât un gest normal de responsabilitate să ne adresăm împreună, pentru că suntem împreună în această situație, Ministerului de Finanțe, și să asigure, așa cum este normal și legal, finanțarea sectoarelor. Pentru că nu avem doar obligații, trebuie ca să și responsabilități, trebuie să avem și sursele bugetare din care să ne putem îndeplini responsabilitățile. Edilii de sector avertizează că în lipsa fondurilor vor ajunge în imposibilitatea de a plăti angajații. Sectorul 4, în luna ianuarie, în loc să primească 40 de milioane de lei, a primit doar 8 milioane de lei. Asta în situația în care doar obligațiile salariale pe care le avem se cifrează la 15 milioane de lei. Legea bugetului nu a fost modificată și pentru municipiul București, astfel încât să prevadă toate elementele pe care le-am avut și anul trecut. Primim doar 20% cotă din impozitul pe venit, ceea ce generează o astfel de situație. Nicușor Dan a anunțat că bugetul pe care Primăria Capitalei îl va prezenta în curând nu va conține promisiunile din campanie, pentru că nu sunt bani.